seara pe care o așteptăm cu toții an de an. Este seara care deschide perioada cea mai frumoasă din timpul anului. Este perioada în care se cântă aceste corine atât de frumoase, ce vestesc nașterea Mântuitorului Iisus Hristos și care bucură inimile copiilor, ale tinerilor și ale celor lauți care, cu glasurile lor minunate, vestesc această minune, ce anume nașterea Domnului. Avem în față o perioadă bogată de evenimente liturgice vestite de aceste corine. Primim preotul cu icoana în casa noastră, ne binecuvânteze casa. Pregătim momentul acesta al nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, trecând prin aceste tradiții atât de frumoase și iată care sunt aduse și în fața dumneavoastră de colindători. Colinde de Hristos au fost multe veacuri și iată că în continuare nu știe valoarea. Au fost, spuneam, coloana vertebrală care a reușit să țină acest popor. Prin aceste cântări simple, versificate sau nu, cântate pe la ferestrele oamenilor, s-a mărturisit adevărul de credință, nașterea Mântuitorului Hristos din Fecioara Maria și celelalte adevăruri de credință, și care au dus mai departe și o duc în continuare această tradiție frumoasă a mărturisirii, a mărturiei noastre ca popor creștin. Nici în seara aceasta nu ne lipsesc mărturisitori. Ei sunt întruchipați în acești colindători care vin să ne bucure iată an de an. Este al 10-lea an de când organizăm aceste concerte de colinde, să dea Dumnezeu să avem multe încă de aici înainte. Mai ales în acest an centenar, un an care pentru noi românii are o semnificație deosebită, colindele acestea parcă rezonează altfel în sufletele noastre. Este momentul acesta al împlinirii și al cinstirii așteptărilor de veacuri ale strămoșilor noștri. Am avut în perioada trecută o seamă de evenimente care au marcat și în continuare vin să sublinieze importanța acestui an centenar. Am fost cu toți martorii Sfinției Catedralei Naționale. Ne-am bucurat cu toții, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră au intrat în Sfânta Biserică și în Sfântul Altar, închinându-se și cerând Dumnezeu binecuvântare și mulțumind pentru acest obiectiv măreț realizat. De asemenea, am avut sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel care a adus creștinismul de aceste meleaguri, nașul poporului român. Și aceste evenimente, iată că nu încetează, ele continuă și prin aceste cântări frumoase, prin colindele pe care vi le propunem spre audiție și spre trăire în seara aceasta. În prima parte ne vor colinda grupul privind tradiția românească, care, după cum și numele lor spune, sunt niște oameni care iubesc această tradiție frumoasă românească a colindatului, aducerii acestei vești minunate de la casă de oamenilor peste nașterea Mântuitorului Hristos. Sunt foarte autentici în interpretare. Interpretarea lor simplă, la prima vedere, este de fapt mesajul acesta al bucuriei la care suntem chemați cu toții, reprezintă mesajul acesta al cinstirii pruncului Iisus, care se va naște în peștera Betleem. Este mesajul acesta pe care îl aduc și magii Mântuitorului Hristos, iar colindătorii, desigur, dă întipipează pe acei magi care i-au adus Mântuitorului darul. Ei ne vor aduce darul duhovnicești, și anume, prin darul cântării cu care sunt înzestrați, vor aduce în inimile noastre tuturor bucuria acestei sărbători pe care o așteptăm cu toții, bucuria nașterii Domnului, ca Hristos să fie primit în inimile noastre ale tuturor. Vă invităm să-i ascultați și să trăiți aceste lucruri. La mulți ani binecuvântați! florii tale, să faci gazdă colășei, tortimă, florii tale, să mâncăm și noi din ei, tortimă, florii tale. Și în veci și ce afară, tortimă, florii tale, colindă, urmează sale, tortimă, florii tale, construiatul e acasă, tortimă, florii tale, cosina. anume aceste cântări atât de iubite de noi în vederile partidelor pe care în acest an centenar au o rezonanță deosebită. Le mulțumim pânăturilor la tradiția românească pentru că ne-au cântat sufletele cu cântările strămășești, Părintele, și ne-au bucurat inimile cu aceste cântări patriotice puține, atât mai multe, dar sigur că vor continua cei pe care îi așteptăm acum, dar ne vor promis. Vă mulțumim, dragi. parte con l'acqua. She Amen. What? Deja tak Oh vecie, mila Domnului să fie, lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă ridicării lunare, aceste trei, iar ca semn al faptului că dumneavoastră ați trăit la unison aceste ridicări, se vede din felul în care ați aplaudat, din care am uitat cu toți de fapt, că ne-am găsit pe aceleași ritmuri ale aplauzelor, ca și cum am trăit acest moment. Iar felicitatea aceasta, care s-a simțit din plin, arată că am trăit cu toții la unison această bucurie a părintelor. Thank you.